Pregătim acum cheesecake cu glazură de ciocolată. Vom avea nevoie de 4 ouă, 200 de grame de zahăr, 500 de grame brânză proaspătă de vaci de Laco, 500 de grame mascarpone de Laco, 100 de grame de unt, 150 de grame biscuiți, esență de rom și coajă rasă de lămâie. Biscuiții mărunțiți îi amestecăm cu untul topit. Punem biscuiții în formă și îi presăm bine. Amestecăm la robot brânza proaspătă de vaci, cu brânza mascarpone. Fină și densă, aceasta va oferi desertului o textură cremoasă. Adăugăm ouăle, zahărul coajă de lămâie și esența de rom. Punem compoziția peste blatul de biscuiți. Punem cheesecake-ul la cuptor la 170 de grade pentru 45 de minute. Între timp pregătim glazura de ciocolată. Încălzim 200 de ml de frișcă lichidă. Cu 2 linguri de miere. Și adăugăm 100 de grame de ciocolată neagră. Punem glazura peste cheesecake-ul răcit. Se lasă la frigider peste noapte.